Sute de tineri au fost prezenți vineri seară la Casa de Cultură a Sindicatelor pentru a susține favoriții la Balul Balurilor, un eveniment în cadrul căruia au fost desemnați Miss și Mister Boboc 2014. Balul Balurilor a adus pe scena Casei de Cultură perechi de tineri, reprezentanții bobocilor din liceele sălăjene. Tematica sub care s-au desfășurat probele din cadrul balului a fost legendele de pe Meseș. Potrivit organizatorilor, balul este organizat în scop caritabil. La finalul probelor au fost desemnați Miss și Mister Boboc 2014, reprezentați de Alexandra Iacob și Alexandru Deac de la Liceul de Arte Ioan Sima. Premiile pentru popularitate au fost acordate din partea juriului pentru Iulia Ghiurco și Denis Pășcuță de la Colegiul Național Silvania, care au avut parte de cele mai multe încurajări din partea publicului. Însă premiile nu s-au oprit aici. A fost acordat locul întâi Petruței Ghiuruțan de la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai și lui Vlad Blaga de la Liceul de Arte. Locul al doilea a revenit Mariei Coste de la Colegiul Național Silvania și lui Gheasi Florean de la Liceul Pedagogic, iar locul al treilea Andrei Pop și Răzvan Iancău de la Liceul de Artă. Pe parcursul probelor, toți concurenții s-au remarcat prin originalitate, punându-și în practică abilitățile și talentul pe care îl posedă. Totuși am să spun, de bun-ți voi sta în drum, te voi lăsa să pleci de vrei. Să mă uiți de tot și să te depărtezi și mereu tu să îți amintezi. Toți cei 14 participanți au avut parte pe parcursul celor 4 probe de încurajare din partea publicului. Sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru sutele de persoane care au venit să-și încurajeze favoriții. Balul Balurilor este organizat anual în scop caritabil de către Consiliul Local al Tinerilor Zalău. În acest an, suma adunată din vânzarea biletelor s-a ridicat la 4.800 de lei, care vor fi direcționați spre o cauză nobilă. Invitații speciali au fost băieții din trupa clujeană Căminul 16, care au întreținut atmosfera pe tot parcursul balului.